Cum te simți? Ne simțim foarte bine în seara aceasta, fiindcă am reușit o nouă victorie. Se vede munca pe care o depunem la antrenamentul pe care am început să-l facem săptămânal, fiindcă am început foarte prost campionatul cu o serie de înfrângeri, o serie de înfrângeri care ne-a motivat, ne-a făcut să realizăm că fotbalul nu este numai talent, nu putem să venim aici să jucăm fără să ne întâlnim niciodată în afara jocului, fără să ne cunoaștem. Ne simțim foarte bine fiindcă am câștigat, însă a fost un meci dificil, o echipă arțegoasă, un meci putem spune spartan, o luptă crâncenă între cele două echipe. Noi fiindcă jucăm pe sintetic și asta a făcut ca să mai fie și câteva derapaje. Însă, glezna fină a atacantului nostru Adiță, munca apărătorilor Răzvan, Maricu și Andrei și munca celor din față, totodată determinarea lui Vali și a celorlalți, a făcut ca la sfârșit să obținem victoria. Arbitrajul cum ți s-a părut? Un arbitraj echidistant. Sincer, nici nu am simțit că avem arbitru. Ne-ar plăcea ca fiecare meci aici la Liga Prieteniei să fie la fel, fiindcă un arbitraj de acesta te face să te simți într-un cadru prietenos, într-un cadru în care parcă ai juca cu niște prieteni, așa cum suntem toți în Liga Prieteniei. Cum ți s-a părut echipa adversă? După cum am zis, o echipă arțăgoasă. Știam că vine după o serie de meciuri bune pentru ei. O echipă arțăgoasă, o echipă care luptă, o echipă care încearcă să pună mingea jos și să combine, însă terenul acesta greu i-a încurcat atât pe ei cât și pe noi. Ceva planuri de viitor? Vrei să schimbi ceva în echipă? Noi acum dorim să continuăm drumul pe care am luat-o, fiindcă, după cum am zis, de vreo 3-4 săptămâni am început să ne vedem săptămânal și acest drum trebuie să-l continuăm, să începem să regăm relații de joc și astfel să regăm și victoriile care ni le dorim. Numele și echipa? Geo, portarul la All Boys.